mulțumesc de invitație. L-am invitat pe domnul primar pentru că astăzi vrem să discutăm și despre factorul economic al Făgărașului și nu doar de infrastructură sau alte lucruri pe care le-am discutat în emisiunile anterioare. Vrem să discutăm despre unul dintre cei mai mari angajatori pe care îi are în acest moment Făgărașul și anume Moveos. Moveos, o întreprindere apărută relativ recent pe piața muncii în Făgăraș, dar care, iată, reușește să fie deja în topul celor mai mari angajatori. Cum apreciați dumneavoastră contribuția Moveos la dezvoltarea țării Făgărașului din punct de vedere socioeconomic? Din punct de vedere socioeconomic, Moveos a venit în Făgăraș cu investiție, cu investiții pe care a realizat-o relativ foarte repede, pentru că discuțiile au fost într-o anumită perioadă, iar după câteva luni de zile au și început producția. Dacă nu mă înșel, în 4-5 luni de zile după ce au venit în Făgăraș au și început producția, ei au și început angajările, iar din punct de vedere al locurilor de muncă în Făgăraș, cu un număr, cred eu, destul de mare, de aproximativ 300-350 de locuri de muncă, din punct de vedere socioeconomic pentru Făgăraș și țara Făgărașului, este o contribuție foarte bună. Eu am primit cu brațele deschise ca Moveus să vină să investească în Făgăraș, pentru că făgărășenii, țara Făgărașului, are nevoie de locuri de muncă. Sigur că vă interesează și mediul de lucru de la Moveus, pentru că, la urma urmei, locuitorii municipiului Făgăraș sunt cei care ai municipiului Făgăraș și din împrejurim, dar cei din municipiul Făgăraș sunt angajații de la Moveus. Cum apreciați mediul de lucru de acolo? Am făcut o vizită acolo unde se face producție și vă spun sincer că am văzut o întreprindere, o fabrică unde oferă cam cele mai bune condiții pentru muncitori și pentru a face producție acolo. Este curățenie, este liniște, n-am simțit toxine, adică am văzut acolo și o organizare bună, am văzut spații dedicate pentru masă, spații dedicate pentru alte activități de pauză, de exemplu, iar condițiile mi se par foarte bune. Dumneavoastră sunteți inginer ca profesie. Un inginer care știe foarte bine ce înseamnă mediul de lucru, un inginer care știe foarte bine ce înseamnă un mediu de lucru, un mediu de lucru plăcut, care, bineînțeles, să crească și randamentul muncii al muncitorului și al tuturor celor care lucrează în fabrica respectivă sau în domeniul respectiv. Ce beneficii considerați dumneavoastră care avea persoanele care decid să se angajeze la Moveros? Din punct de vedere al organizării, pentru că este foarte importantă organizarea la locul de muncă. Am văzut o organizare excelentă, am văzut din punct de vedere al infrastructurii, halelor din zona respectivă, o compartimentare și un spațiu adecvat pentru a pune la dispoziție infrastructura necesară muncitorului și am văzut că nu există, să zic așa, discrepanțe în ceea ce trebuie să facă muncitorul. Totul este foarte bine planificat și organizat în zona respectivă. Mai mult de atât, această companie este localizată într-o zonă unde muncitorii și din țara Făgărașului și din Făgăraș au posibilitatea să ajungă, au mobilitatea necesară și pusă la dispoziție să ajungă foarte ușor acolo. Există, de exemplu, locuri de parcare, au posibilitățile de a, atunci când intri în tură, când ieși din tură, să nu intri într-o aglomerație, iar, așa cum am spus, este localizată fabrica chiar într-o zonă bună și bine organizată. Chiar dacă Moveos este nou venită pe piața muncii, pe această zonă a, la urmă urmei, societății civile din Făgăraș,
se pare că implicarea este destul de mare. Dumneavoastră, cum apreciați interacțiunea pe care reprezentanții societății și cum se implică acestea în viața comunității locale? Eu am văzut o abordare modernă, am discutat cu reprezentanții societății Moveus și au o abordare modernă vis-a-vis de și comunitatea din Făgăraș. Își doresc o implicare în viața comunității din Făgăraș prin diferitele proiecte pe care le realizează și le vor realiza. Am văzut că au o strategie și un plan de a atrage forța de muncă și de a ține cont foarte mult de ceea ce își doresc oamenii la locul de muncă. Am discutat vis-a-vis de ce ar trebui să ofere comunității, pentru că este imperios necesar și foarte important ca orice agent economic să aibă o conexiune cu comunitatea. Dacă ai o conexiune cu comunitatea și cu oamenii care lucrează în fabrică, atunci îți crește ție productivitatea și ție ca și persoană care lucrezi acolo, iar agentul economic are posibilitatea să se îndeplinească tot ceea ce și-a dorit. Și am văzut că au o strategie și planul ca lucrurile astea să se întâmple. Acum, în finalul interviului nostru, ce ați dorit să transmiteți comunității locale cu privire la compania Moveus? După cum cere comunitatea făgărășană și a țării Făgărașului, ca noi să ajutăm toți agenții economici să creeze locuri de muncă, vă spun că am vizitat, am discutat cu factorii de decizie de la această companie și am văzut că ei sunt deschiși, dispuși ca toți cei care sunt angajați și care se angajează la această societate, la societatea Moveus, să li se ofere cele mai bune condiții din toate punctele de vedere. Iar cei care au nevoie de un loc de muncă, eu îi sfătuiesc să meargă, să aplice o cerere de angajare și interviu necesar, pentru că este o societate unde am văzut seriozitate și pune la dispoziție toate condițiile pentru a munci la societatea Moveus. Vă mulțumesc pentru înțelegerea de a ne primi într-un interviu și pe teme economice și nu doar pentru infrastructură. Da, și eu vă mulțumesc de invitație și pentru noi este foarte important ca în Făgăraș să se creeze locuri de muncă și să fie locuri de muncă care să aibă condițiile necesare.